Dragi prieteni, la Digi24, în total dispreț față de legea audiovizualului, l-au chemat pe hoțul Virgil, dar pe noi nu ne-au chemat. Așa că o să mergem noi la Digi24 să îl căutăm pe hoțul Virgil, să vedem ce se întâmplă aici. Bună seara! La hoțul Virgil! Da, dar nu se poate la domnul intra... Prelipcean, unde nu, nu se poate intra în clădire? Nu, ce vrei, mă, să mă și bați? Ia mâna de pe mine, nesimțitule! Păi, mâna pe tine, nu te las să intri, atâta tot. Nu pune nimeni mâna pe tine. Nu mai țipa, că nu mă intimidez cu nimeni. Hai, ia mâna de pe mine. Păi, n-ai voie să intri. Ia mâna de pe mine. Lasă-mă în pace, că n-ai voie să intri. Ia mâna de pe mine. N-ai voie să intri, cum să nu, dar tu ești... Ai apăsat pe butonul? Cine ești, mă, de țipă așa? Nu aveți voie, nu. Aveți voie. Sunteți de la Digi? Da. Da? Salut, George. Da. Bun. Cum am voie? Da, aveți voie. Da, ministrul ăsta hoț. Da, aveți voie. Are voie. E proprietate privată, nu aveți. Ai apăsat pe butonul? Băi, da. Ministru... Nu contează, n-avem energie, voie. Stai la ușa, stai. Mine, stai cum așa? Nu, n-ai nu. Voie? Nu, aveți voie, proprietate privată. Da? Bine, da. Aștept. Trimiteți pe cineva din conduce. Nimeni din conducerea Digi24 nu va coboră. Au trimis pe băieții ăștia. Cum bănuți? Nu contează. Cum adică nu contează? Nu contează. Ia, păi da, de ce te ascunzi, legitimate? De ce te te? Eu nu știu mai cum. Mihai. Cum? Mihai? Ia, ia, stai. Băi, alo. Hai să-mi pun mâna pe tine, nu pun mâna pe tine. Păi cum, cum înseamnă? Păi cum adică? De ce să-ți agresiv? Să coboare ministrul energiei. Îl dați la un post pe ministrul energiei, vorbește de mine. Pe mine nu m-a schemat niciodată aici. Asta e legea audiovizualului. Ce drept n-am? Bă, dar voi cine sunteți în țara asta? N-aveți voie să intrați. Voi sunteți de-a lui Pașcanii. Sau de cum îi zice, tesari, nu? Băi, stai mă la ușa aia acolo. Stai mă, băi, băi, alo, alo, băi, alo! Domnul, stați că intrați în mine. De ce? Da? Intru în tine? Alo! Nu aveți... Tu mă împingi? Păi nu vă mă împingi, nu v-am atins, ați intrat în mine, domnule. Hai, sunați la administrație. Ai sunat mai de apăsa mă, sigur? Delir la UMEC Digi24, ministrul energiei, hoțul Virgil, prezentat în direct aici. Fără a lua o replică din partea noastră. I-au trimis pe bodyguards ăștia pe noi. Vrem să vorbim și noi aici la Digi24 cu publicul român, nu? Hai să vedem. Așteptăm să vină poliția. Faceți scandal aici? Dar voi n-aveți, mă, legile române pe care să le respectați? N-aveți legea audiovizualului? Cum te cheamă? Dacă vă invita cineva, putea să-i da, intrați. M-a invitat. Sunt în Parlamentul României, conform legea audiovizualului, trebuie să mă chem, ne chemați și pe noi în emisiune, nu? Da. Nu doar pe alții. De la PNL invitați, de la PSD invitați, pe noi de ce nu ne invitați? De ce nu ne invitați? A apăsat, mă? Da. Poftiți? Să mă de la poliție, proprietate privată, nu să dacă nu a fost invitată, nu, nu are dreptul să intre. Tu îi vedeți că intru? Sună la poliție și rezolvăm probleme. Că nu se poate așa ceva. Păi ce facem? Intrăm pe violență? Nu, dacă nu aveți acces, vă va invita cineva? A zis cineva să vină să vă... Păi și dacă nu v-a invitat, care este problema? Da, de ce 24? Poftiți. Dar cum vă cheamă? Dar nu trebuie. Dar cum vă cheamă? Ionuț, spune domnul. Ionuț, da. Hai să vedem. Ministrul Energiei ce face? Noi de ce n-am fost niciodată invitat la Digi24? Sigur, așteptăm aici. Ești un producător, dar de la DigiSport, domnul Vali Moraru. Și așteptăm să vină cineva din conducerea. Oh, domnul Stele, să trăiți. Felicitări pentru 94 și pentru tot ce asta. Mersi. Bogdan Stele a fost invitat aici la DigiSport. Așteptăm frumos pe băncuță să fim invitați. Au venit de la Aur aici. Da, mă, au venit de la Aur aici. A apăsat cu butonul de panică. Așteptăm frumos la locurile noastre să fim invitați pentru că Virgil Popescu, ministrul energiei, tocmai ne-a discreditat o oră în direct. Avem CNA în această țară, avem un instrument de reglementare audio-vizual. Vrem să fim
chemați la o dezbatere, nu? Da. Am fost făcuți în toate felurile la Digi24, o oră, ministrul energiei în delir total, a spus că suntem oamenii rușilor, vrei și noi un drept la replică. Am venit să cerem un drept la replică. Ce spune conducere? Nimic nu spune. Păi v-a sunat, ce spune? O să vină cineva. Să vorbească cu dumneavoastră. Cine? O să vă așteptați și o să vin. Domnul Prelipceanu? Vine domnul Prelipceanu? O să vine cineva. Vine domnul Prelipceanu sau cine vine? O să coboare cineva și o să cine? Vine. Cine coboară? Cine o să vină acum? Principiul echidistanței, îl cunoașteți? Principiul echidistanței? La Digi24 se aplică? Da. Da? Se aplică? Se aplică sau nu se aplică? Noi nu vă atingem cu dumneavoastră. Păi cum? Da, colegul m-a atins mai deja. E, nu e pe filmare, s-a împins în mine. Nu e adevărat ce ați dat dumneavoastră cu spatele. Tu ești bădica, ce ești aici? Hai, să vină cineva din conducere până atunci. Stăm liniștiți la locurile noastre. Uite, filmează-mă cum stau aici. Păi asta, uite, stăm liniștiți frumos și așteptăm să fim invitați la UMEDIGI24. Aici, pentru că Virgil Popescu tocmai a delirat o oră despre noi. E drept la replică, există CNA, nu? Sau pe domnul Tesari nu-l amendează nimeni. Domnul Tesari, sunați-vă angajații. Hai! Să vedem. Mă rog. Da, cu tot respectul. Ne privește cineva? O să vină cineva. Cu tot respectul. Așa este civilizată situația. Acum, o oră am fost atacați în direct. Nimeni de la AUR n-a fost din decembrie 2020 până acum invitat în platourile Digi24. Așteptăm, dragi prieteni, asta e televiziunea din România, astea sunt serviciile de informații care își fac rețelele lor de cablu, televiziunile lor, unde pe noi nu ne cheamă. Serviciul Român de Informații este implicat în rețeaua de cablu RCS-RDS? Sau care e ideea? De ce nu suntem invitați? Domnul Moraru, vorbiți dumneavoastră cu cineva de la Digi24 de a ști? Vezi, dacă eu cred că e... Merită, dar nu cred că merită. Nu credeți că merită? Dar cine stabilește asta? Nu avem și noi un CNA, niște legi pentru audiovizual? Poftim? La mine unde, domnule? Faceți o reclamație la CNA. Să fac o reclamație la CNA, domnul Valimor? Bine, facem o reclamație la CNA. Sigur. Suntem în fața televiziunii Digi24, pe strada Panduri. Aici n-am fost invitat niciodată de când am intrat în Parlament. Și, în schimb, a fost invitat de la 20 la 21 ministrul energiei Virgil Popescu și a spus minciuni despre noi. La acest post nu se poate discuta cu conducerea. Acționariatul îi aparține unui domn Tesari, care ar face bine să-și sune angajații. Așteptăm invitația la dialog, nu? Despre asta e vorba. Dacă ai o televiziune, inviți toate părțile care sunt acuzate. Uitați, vă arăt telefonul meu. Nu m-a sunat nimeni în timpul emisiunii și nici pe cineva de la biroul de presă al Alianței pentru Unirea Românilor. Nimeni nu a sunat. A sunat, în schimb, acest domn la poliție. Domnul a sunat la poliție pentru că am cerut televiziunii Digi24 să ne cheme. Ia să vedem cum vine poliția. Hai că e interesant. Bună seara. Hai să vedem cum vine poliția, pentru că am cerut să vorbim cu cineva din conducerea Digi24 pentru a respecta codul audiovizualului și pentru a fi implicați într-un dialog. Bună seara, agenția secția 17 poliție. Deci nu sunt cum invitați la televiziune. Agenția secția 17 nu au voie să intre în incinta televiziunii fără invitație. Ideea e să vorbim pe rând și să vorbim de la da, eu am sunat la poliție, eu am chemat angajat. Așa. Nu au voie cum, să intre, domnul, să intre cu forța în televiziune, nu au voie, am stat în ușă. Dânsul ne împinge, vrea să intre în televiziune cu forța împinge? La platourile de filmare. Nu este cine v-a împins? Dumneavoastră. Eu am filmat tot. Cine v-a împins? Dumneavoastră ați împins. Sunt camerele de luat vedere care se pot scoate și se pot da. Așa, păi e și filmarea asta.
Nu aveți voie din cintă, vă rog frumos, după barieră, e proprietate privată. Nu aveți voie din cintă televiziunii. Ce Dumnezeu. Am cerut să vorbesc cu cineva de la conducere. Noi am comunicat, dacă după barieră. Domnul nu s-a legitimat. Nu mă legitimez la dumneavoastră ca ciclist. Nu aveți voie să cereți dumneavoastră să mă legitimez. Să trebuie să vă să ne legitimez. Dumneavoastră ce vreți să faceți? Vrem să discutăm cu cineva, sunt deputat. Vrem să discutăm cu cineva din conducerea acestui post, pentru că o oră am fost denigrați la acest post de televiziune și nu ni s-a cerut părerea, se încalcă legea audiovizualului, trebuie să fie echidistanți și suntem aici. Dacă ne solicitați dumneavoastră să așteptăm până vorbim cu conducerea curții, în altă parte. Dumneavoastră sunteți din conducere? Da, da, da. Păi cine sunteți? Nu contează cine sunt, nu mă legitimez la dumneavoastră. Vă rog frumos, după barieră, e proprietate privată. Nu aveți voie nici cinta televiziunii. Vă rog frumos să mergeți după barieră. Asta o să zică poliția, voie aici. Da, normal. E ca și cum ai intra în casă la cineva, n-ai voie aici. Haideți cu noi, dumneavoastră, să discutăm. După barieră, sunt invitați la televiziune, e SPP-ul, nu aveți voie aici. Unde e SPP-ul? Nu contează unde este, e sus cu un invitat. Unde e SPP-ul? Este sus. Da. Dar unde e SPP-ul?